Ocupanta locului secund în clasamentul Ligii 1 de fotbal, Astra Giurgiu, are un meci dificil la Galați împotriva oțelului. Echipa antrenată de Danieli Isăilă se află într-o scădere de formă, fiind eliminată din Liga Europa de Maccabi Haifa și învinsă de petrolul în derbiul disputat la Giurgiu. Mai mult, Astralii se confruntă și cu probleme de lot, Tembo fiind exclus după o ceartă cu oficialii echipei, în timp ce fata a fost împrumutat în Belgia la FC Bruges. Pentru a suplini absența celor doi, Astra a reușit să îi împrumute de la Braga pe atacantul Iazalde și pe mijlocajul ofensiv Pedro Santos, care ar putea debuta la finele acestei săptămâni în Liga 1. Meciul de la Galați va avea loc duminică 15 septembrie, cu începere de la ora 19. Anul trecut, Astra n-a reușit decât un punct în fața oțelului, trupa Moldavă câștigând cu 2 la 1 pe teren propriu și remizând 0 la 0 pe arena Marina Anastasovici.